toate hotărârile de guvern care au fost nelegale, abuzive, neconstituționale și discriminatorii, s-au constatat, da, la Curtea de Apel, să fie judecate cu celeritate. Nu în anul 2023, nu în anul 2024, așa cum s-au dat termenul de față. Apoi vom merge la DSU, la Departamentul pentru Situații de Urgență, pentru a cere demisia domnului Arafat, pentru modul dezastros în care a gestionat această criză pandemică. Ulterior merge la Ministerul Sănătății pentru a depune o plângere acolo împotriva campaniei de injectare a copiilor de 5-11 ani. Vom lăsa și o plângere, un memoriu semnat de mai mulți medici și asociații civice. În final ne vom opri la avocatul poporului pentru a-i aduce aminte doamnei Renate Weber că nu și-a îndeplinit sarcinile și atribuțiile constituționale, că nu mai suntem mulțumiți cu declarațiile pe care le dă și că dorim să acționeze concret pentru eliminarea discriminării, pentru eliminarea certificatului verde la intrarea în spațiile publice și pentru anularea stării de alertă. Ceea ce ei nu vor să facă. De
aceea, dacă libertatea vine de la Dumnezeu, dacă chiar și Dumnezeu respectă liberul arbitru al ființei umane, noi trebuie să le strigăm în ureche acestor funcționari publici bine plătiți, gras plătiți de la bugetul de stat, următorul cuvânt, până li se întipărește pe creier, libertate! 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 Dragii mei, de ce cred eu că avem dreptate? Avem dreptate pentru că eu am reușit să ving în instanță Guvernul României! Consiliul Național pentru Situații de Urgență am anulat HG 1284 pentru voi, dar numele care rămâne definitiv în judecată de ei, dar pentru mine am reușit să suspend executarea. Dacă nu aș fi avut dreptate în raport cu psihopatul de Arafat și cu analfabetul abuziv Ciucă, instanța nu mi-ar fi dat dreptate. De aceea trebuie să înțelegem că noi avem dreptate chiar dacă prin aceste HG-uri nu avem cale de atac în interiorul celor 30 de zile termen de judecată. Așadar, haideți să strigăm cu toții acestor judecători, onorată instanță, să facem cu toții următorul apel către ei, nu doar să ne elibereze pe noi, dar să-i judece și pe cei vinovați. Unul dintre cei mai mari vinovați în România pentru ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani este un individ pe nume Arafat. Arafat judecă pentru cei de gând de pat! Arafat judecă pentru cei de gând de pat! Arafat judecă pentru cei de gând de pat! Arafat judecă pentru cei de gând de pat!
și Arafat, uitați de certificat, la Fila și Arafat, uitați de certificat. Fraților, ne aflăm în fața unei instituții pe holurile căreia s-a întâmplat cel mai mare furt de libertate al ultimilor 32 de ani. Un personaj sinistru, pe numele lui Raed Arafat, a reușit să bage psihoza mai întâi în guvernanți, după aceea în sistemul de sănătate, după aceea în unitățile de primiri urgențe, funcționarii de la sport, și a transformat toată România într-o mare secție de ATI. A instaurat un protocol de tratament la adăpostul căruia medicii au comis malpraxis, au produs tragedii, drame în spitale, promițându-le acestor medici că dacă vor urma protocolul, nu vor păți nimic. E, aici a greșit Arafat. Peste 100 de medici de la Marius Nasta fac cărare către secția de poliție în frunte cu Beatrice, prietena noastră, așa, pentru a se studia diverse cazuri din spitale. Dacă nu ar fi fost legiferat în această clădire, această atrocitate sanitară, acest genocid, să nu ne ferim de cuvinte, pentru că dacă 88% din pacienții diagnosticați de cancer în 2019 au murit pe parcursul 2020, și vă dau ordinul de mărime, în România anual sunt diagnosticați între 50 și 60 de mii de pacienți cu cancer în fiecare an. Faceți procentul și vedeți ce înseamnă 88%. Morți, fără acces la sănătate, fără acces la instituțiile de sănătate publică, la unitățile de spitalicești și așa mai departe. Mulți medici le închideau telefonul pentru că acest derbedeu lăsat să emită hotărâri ale Consiliului Național pentru situații de urgență, urgență care înseamnă 0,002% pentru copii, de exemplu, rată de mortalitate, da? Nu ar fi legiferat toate aceste prostii. Noi nu vom uita niciodată, cu medicii discutăm la Ministerul Sănătății, acum discutăm cu Arafat, noi nu vom uita niciodată aceste tragedii care s-au întâmplat. Vă mai aduceți aminte de internările forțate ale asimptomaticilor? Vă mai aduceți aminte cum erau alergați pe stradă și bătuți cei care aveau masca lăsată sub nas? Vă mai aduceți aminte circul ieftin cu izoletele? Vă mai aduceți aminte filmările și fake news-ul din spitale, cu spitalele goale, dar de fapt ei vreau să arate doar spitalele pline, balșul asta, în timp ce toate celelalte spitale erau goale în țară? Noi trebuie să-i strigăm acestui domn Raed Arafat, cu care ne și judecăm în instanță, faptul că nu uităm. Și de asemenea trebuie să le strigăm celor din Ministerul Afacerilor Interne să nu mai fie obedienți. Nu mai credem în frica lor. Și să rezistăm indiferent de restricțiile stipulate de ei în baza analiză factorilor de risc și toate bălările în baza cărora emit ei acte neconstituționale. Nu ce dăm! Nu ne vaccinăm! Nu ce dăm! Nu ne vaccinăm! Nu ce dăm! Nu ne vaccinăm!
ce merită! Jos Rafila! 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 Hai cu buzele! Iar la sport, nici odată. Cunosc cazuri de elevi, de eleve, la licee de balet, care au venit inclusiv cu scutire de mască. Ce credeți că au făcut psihopasii din Consiliul de Administrație al acelui liceu? La îndemnul lor părinți inconștienți, aflați în frică, în psihoză. Au luat decizia ca acel copil să poarte vizieră. Jos masca! 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 E să audă și vă mulțumesc! Ce ăștia din Ministerul Incendiilor și Crimelor! Hai cu buzele! O reprezintă numărul deceselor în rândul fotbaliștilor profesioniști. Băi, fraților, voi ați văzut cum pică ea pe teren ca muștele? În direct? Că asta nu mai poți ascunde. Nu se mai poate ascunde când îți moare sportivul pe teren, la basket, la fotbal, când gâfâie la tenis de câmp sau tipul antrenamentelor. Conform comunicatului oficial FIFA, Rafila se aude! În decembrie 2021 au avut loc decese cât pentru media pe un an întreg, dacă faci media pe ultimii 5 ani. Asta este crimă! Pentru că acei sportivi nu au dreptul să participe la competiții sportive decât dacă se vaccinează.
Jos masca! 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 Școala normală, esențială! Școala normală, esențială! Thank you.
două săptămâni rezultate, ceva concret, adică acțiuni concrete. Două declarații, ne întoarcem. Uite că ne-am îndeplinit scopul, ne-am ținut de cuvânt. Ne-am întors, doamna Renate Weber, poporul s-a întors ca să vă ceară un singur lucru. Să sesizați la Curtea Constituțională a României acele excepții de neconstituționalitate pe legea stării de alertă, legea 55/2020, care încalcă toate drepturile și libertățile constituționale. Dorim să sesizați la Curtea Constituțională și să vă alăturați asociațiilor civice care acționează în instanță împotriva certificatului verde de vaccinare la intrarea în spațiile publice. Să se elimine definitiv discriminarea noastră. Din septembrie anul trecut nu mai putem intra pe dimineața când nu mai testăm, dacă nu ne vaccinăm. Și ce a făcut doamna Renate Weber în timpul ăsta? Nimic! Absolut nimic! Renate, ne-ai trădat! Renate, ne-ai trădat! Renate, ne-ai trădat! Renate, ne-ai trădat! Ascultă ce declarație a dat ieri? Aș fi dit-o! A spus așa, într-adevăr, este neconstituțională condiționarea locului de muncă de statutul vaccinării. Bun! Dar doamna Renate Weber, de ce n-a spus lucrul ăsta în septembrie anul trecut, în octombrie, când se injecta 150.000 de români pe zi, fiind forțați la locul de muncă de angajatorilor ca să se vaccineze, altfel își pierdeau locul de muncă? De ce? Nu a spus nimic atunci, dar s-a trezit ieri, când deja nu se mai vaccinează românii. Demisia! 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 Renate, fă ceva, dacă nu demisia! Renate, fă ceva, dacă nu demisia! Renate, fă ceva, dacă nu demisia! Îi dau cuvântul studentului de la drept, Adrian Cristian Secu, cel care atunci când pune ținta. Pe 15 februarie am trei excepții de neconstituționalitate la Curtea Constituțională pe legea 55/2020, legea 136/2020 și o 192/2020. Singura mea rugăminte este ca până la data de 15 februarie, când se vor judeca cele trei excepții, măcar să se pună un punct de vedere al avocatului Cuforului pe aceste excepții. Nu doresc nimic mai mult, excepțiile sunt formulate de mine. Vreau doar un punct de vedere în aceste excepții, pentru a vedea care este opinia avocatului Cuforului în raport de aceste prevederi legale. Vă mulțumesc! Au fost cenzurați, au fost blocați, toți specialiștii au fost măturați aceste urmări care nu le-au transmis și au inundat televizoarele cu pandemia voastră. Libertatea întrunirilor! M-ați amendat cu 10.000 de lei de fiecare dată! A spus toți șandarmii pe mine să mă avertizeze, vezi că data viitoare îți dau mai mult! Asta este libertatea de exprimare! Asta este libertatea întrunirilor într-un stat democratic! Asta este țara în care vrem să trăim! În care situația este îngropată și transformată în coșul lor de gunoi! Constituția este bună! Iorgovan a scris-o foarte bine, Iorgovan! Când a scris-o a știut ce a făcut! Doar că nu! S-a respectat deloc în ultimii 2 ani. În fața avocatei poporului Renate Weber vreau să vă zic că eu, Aurelian Popa, am în frente justiție. Guvernul României
și CNSE-ul lui Arafat. Dacă eu am putut să suspend aplicarea certificatului și a intrării în locurile publice cu dovada vaccinării, testării sau a trecerii prin boală pentru mine, eu vă întreb o întrebare simplă. Nu cumva putea să facă și Renate pentru voi toți? Ba da! Haideți să-i strigăm acestei bugetare de lux ceea ce merită. Renate! Dumitru! Să ia toată lumea zeu, Omicron!